Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta un subiect care poate pe unii dintre noi interesează, poate nu pe toți. De ce nu intrăm în Schengen? Pentru că facem parte din Uniunea Europeană, dar iată că sunt unele state care se opun. Acest subiect va fi dezbătut astăzi cu invitatul meu, domnul Traian Dobre, președintele Asociației Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. Bună ziua, domnul Dobre, la mulți ani! Bine ați revenit în platourile noastre! La mulți ani, stimați telespectatori! Sărutăna, bună ziua, bună seara! Depinde când postul de televiziune transmite emisiunea. Domnul Dobre, am văzut zilele trecute o declarație a celor din Austria care au spus că pregătesc un material destul de dur, astfel încât să împiedice aderarea României la spațiu Schengen. Dacă am aderat la spațiu Schengen, am avea avantaje, am avea dezavantaje, ar fi mai bine pentru noi, n-ar fi mai bine pentru noi sau ar fi mai bine pentru ei? Pentru fiecare parte ar fi de câștigat. Pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțin. Ca în orice afacere. Oricum, o afacere este atunci când ambii parteneri câștigă. Când câștigă numai unul, cum e cazul Austriei, numai ei vor să câștige, atunci nu mai e o afacere. Și am putea spune că nu mai e. Da. Am avea și noi niște avantaje prin faptul că e mai ușor pentru transportatori, se scurtează timpul de mers, mă refer în special la tiruri, și de aici sunt o serie întreagă de economii, practic. Da. Nu se va câștiga mai mulți bani, ci se va cheltui mai puțin. Banii transformându-se în profit în alte lucruri. Da. Deci, una peste alta ar fi un câștig. Mai este un câștig psihologic. Atât timp cât ești într-o graniță comună, ai încrederea mai mare că aparții acelei comunități. Bun, dar și acum aparținem comunității, nu facem parte din Uniunea Europeană. Nu aparții comunității, da. Ești considerat de om de categoria 3, a 4, a 5. Deci da. ei sunt șefii, fostele colonii, noi suntem sclavii, cei colonizați, cam așa suntem priviți. Da, austriacii vor 80% din gaza lor, olandezii vor și ei. Ce să vor? Vor să dețină monopolul pe Europei pe mare. Păi, stați-o-lea că pentru că, în fond și la urma urmei, la ora actuală, dacă nu greșesc, statul român a concesionat rezervele de petrol, nu? Unei firme din Austria. În portul Constanța operează olandezii, să nu fie de ochi, la greu. Ce mai vor? Adică sunt deja prezenți. Dar răspunde tu, te rog. Nenorociți ăștia de mari miliardari sau care au sute, mii de miliarde, care înseamnă trilioane. Ce mai vor? Vor mai mult. Nu le ajunge. Vor mai mult. Asta e stilul colonialist, ăsta e stilul corporatist, asta e epoca spre care ne îndreptăm. Au spus că avem populație prea mare, ne-au făcut vaccin. Ați văzut ce scandale în toată presa românească? Da. Bun, în fine, sunt niște efecte secundare. Acum urmează ca în următorii, 10-15 ani să vadă care sunt efectele. Domnul Dobre, vreau totuși să vă întreb un lucru, pentru că inițial toată Uniunea Europeană discuta despre faptul că România ar trebui să adere la spațiul Schengen, să fie primită, pentru că sunt multe avantaje. Bine, poziția noastră geografică ne avantajează enorm. Ca graniță cu fosta Uniunii Sovietice. Exact. Deci suntem într-un fel... Sau altfel spus, dacă vrei să o luăm istoric, poziția geografică a României a făcut ca poporul ăsta român, geto-dac, daco-roman, cum vreți, că unii spun așa, alții spun așa, să apere Europa milenii. Să fie milenii, ca un tampon. Ca să o zonă apere tampon. Europa milenii. Bun. Și atunci, noi nu am putea profita de avantajele care ne le oferă poziția geografică, de avantajele care ne le oferă bogățiile care avem și să încercăm să ne impunem punctul de vedere. Bă, ne facem parte de atâta timp din Uniunea Europeană, da.
Nu există astfel de posibilitate. Cum să nu există? Suntem recunoscuți ca stat suveran? Da. Cu toate că suntem încălicați, avem trupe străine, avem toate condițiile să nu fim. Cine ne oprește ca acest guvern al nostru să ia măsuri pentru statul care se cheamă România și pentru poporul român? Dacă e suveran și guvernul României? Păi, iată, guvernul... Îl oprește cineva? Bun, nu. Guvernul României a impus o taxă, așa numită taxă de solidaritate, pentru cei care lucrează în domeniul energiei. Bun. Și Austria nu respectă. Zilele trecute, firma austriacă, cea care deține concesionarea Băgăților, a zis, domnule, noi nu plătim, că nu îndeplinim condițiile impuse prin ordonanța de guvern. Dar plătesc statului austriac pentru acolo, ci că ei îndeplinesc condițiile. Nu știu... Legea spune că profitul se plătește acolo unde se realizează, exact. Unde este făcut. Și vorbeam de suveranitate. Ca o dovadă că suveranitatea nu este încălcată și primim doar ordine de la împărați ca să facem ce trebuie în România pentru ei, e faptul că a apărut și acea facsimil pe televizoare că Uniunea Europeană vrea să ne mărească pensiile. Păi ori suntem suverani, ori Uniunea vrea să ne mărească pensiile. Da, bine, aici nu cred că poate Uniunea Europeană să ne impună... Știu că legile care sunt date la nivelul Uniunii Europene sunt recomandări. Cu câteva excepții. Nu, cu câteva excepții. Cu câteva excepții, pentru că, în fond și la urma urmei, legea dată de... Legislația primează. Da, legislația română primează, nu, în fața cererii europene. Legislația europeană primează. Păi, dacă vorbim de suveranitate, ce facem? Păi, da, așa s-a Bun. Dispus. Credeți că ceea ce s-a întâmplat imediat după ce Austria a anunțat că se opune intrării României în Schengen, acea boicotare a firmelor austriece a determinat statul austriac să zică cu mai multă ardoare, nu? N-a boicotat nimeni nicio firmă. Păi mulți spuneau, domnule, nu mai cumpărați de la asta a fost o opinie publică. Uh-huh. Iar fiecare om poate să ducă la orice stație așa să cumpere bun, și așa mai așa departe. Este. Fiecare firmă poate să-și aleagă banca. Da. Firmele de stat sunt obligate să se ducă la firmele cu capital, la băncile capital de stat. Pentru că dacă bancă. Eu sunt două. Două. Dar ce cu șeși în bancă? Care s-a unit cu Banca Românească, se cheamă Banca Românească acum. Bun. Bine că pentru avem că capitalul provine tot de la stat. Și rămâne... Și nu e normal să rămân. Așa este. Eu nu știu de ce pensiile merg la prin alte băncile, prin alte bănci decât cele ale statului. Pentru că CECO are filiale tot la fel de multe, da, mai multe chiar, da, în toate cătunele peste tot. Bun, haideți să vă întreb totuși. Și poate fi folosită foarte bine Poșta, da, bine, Română, că este de stat. Corect, deci ce corect. Cu Poșta Română ar trebui să vehiculeze toată masa monetară din România, care deja noi am pierdut controlul pe ea prin comerțul interior. Comerțul interior este practic monopol al marilor companii prin aceste supermarketuri, hipermarketuri. Deci noi am pierdut foarte mult. Am cedat în fața fostelor imperii foarte, foarte mult și nu sunt mulțumiți încă. Bun. Dar vreau să spun un lucru. Acum de curând, o săptămână, două, statul dând tot ce trebuie, producând, de colectat, nu prea are de unde colecta atât timp cât să nu există muncă productivă. Așa, nu am impozite și taxe la stat. Și atunci s-a împrumutat cu o sumă imensă, multe miliarde, cu o dobândă de aproape 10%. Ai spus U? Vreau să-ți spun că o prostie mai mare ca asta nu există. Și băncile încă ne împrumută cu 8%, 9%. Roborul a ajuns la 8%. Dobânda de politică monetară 7%.
Toți cei care au credite la bănci sunt ruinați. Dar bun, s-au văzut foarte multe exemple români care... Dă-mi voie să continui, că vreau să spun ce sacrificii face poporul ăsta român și alții nu-și bajocoresc. Asta vreau să subliniez. Se discuta de complexul minier Oltene. L-a băgat în solvență. De ce? Ca să-l poată vinde... Nu, era o capacitate de peste 1000 de megawatts oră și cu aia, practic, când funcționa și duduia, nu mai aveam, echilibram balanța de plăți energetică. La balanța de plăți energetică, tot băieții deștepți de prin imperiile astea cumpără de la noi kilowattul cu 2 lei jumate, pardon, cu 2 bani jumate și îl vinde cu 2 lei jumate. Cam așa e raportul, cam de 1 la 10. Iar noi cumpărăm curent, plătim curent la curentul care se vinde după piața liberă la vârf de sarcină. Și culmea este că piața asta a energiei, din câte știu, este la Amsterdam, în Olanda. Hai să vedem mai departe. 2 milioane de copii care se culcă să fă seara flămânzi. Nu ți se pare un sacrificiu? Faptul că toată populația României a fost sărăcită, pauperizată. O devalorizare a monedei, 10.000 de lei a devenit un leu. O inflație generată de creșterea bruscă la comandă a energiei electrice și a gazelor naturale. Media costului la energie electrică în România e sub 30 de bani. 10 pe hidro, 20 pe atomo, un 36 pe termo. Așa. Și eu vând am vândut și cu 4-6 lei cât vor. Acum e reglementat, e adevărat. Dar când se termină reglementarea, dă libertate. Toate condițiile acestea, tot ce se întâmplă aici, credeți că ar fi motive ca România să nu intre în Schengen? Nu, ar fi motive ca România să fie pupată fărfunte, să spună, băi, pârliților, iar ne-ați salvat. Că ei erau în criză când... De asta ne-au și nebăgat. Nu ne-au băgat că ne-au făcut o favoare. Capitalismul nu-ți face favoruri. Capitalismul se joacă numai pe bani. Și numai pentru bani. Bun, și noi nu suntem tot un stat, cu să ce? Zicem, capitalist. Cu cine ne conduce? Ne conduc oamenii lor. Bun, domnule, haideți să revenim puțin la subiectul spațiu Schengen. Credeți că anul credeți că anul acesta vom avea vreo șansă să aderăm? Pentru că discută toată lumea, domnule, se vor mai întruni statele europene să discute aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. La pachet, se pare că... Depinde cum evoluează politica globală. Despre asta depinde. Depinde ce turnură ia războiul ăsta dintre Rusia și America. Depinde de mai multe lucruri. Credeți că vor aștepta statele europene, Uniunea Europeană, cei din spațiul Schengen vor aștepta anul electoral să vadă ce și cum? Uniunea Europeană nu prea contează azi pe piața mondială. Nu prea contează. Discutăm despre Rusia, China și Statele Unite ale Americii. Și India. Bun, deci, cu alte cuvinte, anul acesta cam slabe șanse să intrăm în Schengen. După părerea mea, da. Am înțeles. Domnul Dobre, mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Domnul, suntem la finalul acestei ediții. Schengen este... Și mi-ar place și mie să vin odată să vă dau vești bune. Da. Dar pentru asta România trebuie să fie condusă de români, de patrioți. Am înțeles. Țineți minte cum visam să intrăm în Uniunea Europeană. Am intrat. A fost în 2003 preaderarea, în 2007 aderarea. Acum visăm să intrăm în Schengen. Sper să nu dureze la fel cum a durat visul să ajungem în Uniunea Europeană. Cert este că dacă intrăm în Schengen, da, avem și avantaje, avem și dezavantaje, nu mai cheltuim așa de mult, cheltuim poate mai puțin, dar vom trăi și vom vedea. Până data viitoare, cele bune! La revedere!